Ați văzut ce activitate frumoasă a pregătit Vlăduț pentru Cătălina? Au ieșit afară pe terasa băieților, are un șevalet, un tablou și pensule pentru a picta. Mi se pare extrem de frumos felul cum le-a aranjat. Cred că nici dacă avea o activitate în afara casei așezată de profesioniști, nu le ieșea atât de frumos. Îmi place foarte mult. Mă bucur foarte tare pentru ei, la mulți ani sănătoși și fericiți, să vă bucurați de fiecare moment împreună și cumva în așa fel să vă făuriți și dragostea și viața voastră. Mi se pare un moment extrem de emoționant. Se completează, ați văzut cum spune și doamna invitată, chiar se completează și sunt aproape identici și ca suflet și ca gândire. Important este să mai lase și de la ei și să nu ajungă la conflicte dintre astea mai mari. La mulți ani, Vlad și Cătălina!